Toate ca toate, eu nu mă las penetrată de nimeni. Ajutor! 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 Voi chiar ați uitat ce zi e azi? Sunt florile sărbătoarei cu cruce roșie în calendar. Păcătoase mai suntem, fapt, păcătoasele dracu mai suntem. Florina nici nu o să se aștepte la așa ceva. Mă duc în oraș la altă petrecere cu noul meu iubit. De regații. Cu cine vorbești, mă, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Deleglați. Mi-a dat mama când m-a scos un nume de floare, un nume frumos. Azi e ziua ta, Florină, pupația șochii de fată fină. Da, mă, eu vă înțeleg pe voi, dar când mori, ce se întâmplă? Ei, când mori, închizi ochii. Hai mă, nu-ți mai bate joc de ea. Alexandro, când mori, învii. Așa învia și Iisus. Adevărat a înviat. Curcă beată ce ești. Prima oară e Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hai, gata cu Mântuitorul Iisus Hristos. Că mai e o săptămână până la Paște. Paștele ca Paștele, măti, dar tot nu mă lămurirăți. Omul când moare, închide ochii sau învie? Bă, da, voi ați auzit de reîncarnare? Asta e carne tocată? Hai bă, Cătăline, ce dracu, o luați pe arătură, deja vă bate joc. Bă, dă uște, mă, iau la mișto, uște, nu știu cu e ziua mea. Ia stai așa, că am eu o rezolvare. Să vină încoa. Doamne, ia mă, Alexandru, carne tocată, bagi la sarmale. Reîncarnarea înseamnă că te bagi în alt suflet după ce moare. Nu știu cum dracu vine. Păi da, mă, Cătăline, dar cum pot eu ca femeie să penetrez sufletul omului? Alexandru, tu nu penetrezi pe nimeni. Practic, sufletul te penetrează pe tine. Bă, da, n-ați vrea voi să schimbăm subiectul? Despre ce dracu vorbiți? Despre penetrare cu sufletul? Toate ca toate, eu nu mă las penetrată de nimeni. Bă, dar chiar atât de nesimțit sunteți, suntem în postul Paștelui totuși. Ia gata cu măgăriile ăștia pe aceea. O poezie n-ai citit și tu, Alexandra. Cățeluș cu părul crez. Fură rața din coteț. El să jură că nu fură. Ah, te-am prins cu poezie frumoasă, nu asta! Pe, ajutor! Ajutor! Doamne, ea mă moare, uite-o că moare. Florina, ești bine? Ajutați-mă, vă rog eu mult. Am vrut să-mi aplec să-mi iau furculița. Ce îmbârligată e să mor eu. Hai că ești și nesimțit. Pune mâna și ajută-mă aici, că nu mori. Florina, de ce te-ai crăcit așa toată? Dragă, nu se bundă nimic. Hai mă, că n-are nimic. Hai mă în cameră să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos! Iisus Hristos! Bă, dar voi sunteți nesimțiți? Voi chiar ați uitat ce zi e azi? E ziua în care am realizat că Alexandra nu știe ce aia o reîncarnare. Eu credeam că e carne de sarmale. Căcava și reîncarnarea și în carnea voastră pentru sarmale, na. Tu, tată, nici tu nu știi ce zi e azi? Ce mă, zi e duminică, trebuie să fac revizia la mașină. Ai cumpărat mașină? Mă plimb și pe mine cu ea. Am luat un matiz și l-am tunat forță rău de tot. Ah, lasă, eu mă plimb doar cu BMW. Știi ceva? Mă cac și matizul tău. Plecați de aici, plecați. Nu pot să cred că ați uitat, plecați. Hai mă, lăsați-o în pace, că nu știe cum să mai ceară atenție, aha. Eu mă duc în beci. Să-mi iei și mie niște murături să mănânc în matiz. Și mie, că vreau să mănânc cu biftie. Aha, vă iau un căcat. Da, făi, și spusă eu ție, la noi aici, la București, murăturile se fac cu oțet, nu cu pălincă. Băi, firașa, dracu, păi da, cum mai au gust murăturile ăștia după aia dacă nu pui o țără de pălincă peste ele? Hai să, Petru, ce dracu, puneți pălincă și murături, chiar de bețăvani sunteți acolo, Moldova? Băi, ia, suntem bețăvani, aha, nu suntem bețăvani. Dacă ne place pălinca, ce să mai? Să fiu, a dracu, faci tu ciroză de la asta băutură. Mamaie, ce vrei fa? Uai, Florina, hai fă-te încoa. Mă simt tristă. Vezi să nu dai cu capul. Tu că ești femeie bătrână. Sau tu, Moldoveanco, bețăvanco, că ești femeie bătrână. Bețăvanco e mama ta. Nu știți ce zi e azi? Duminica am văzut pe calendar. Și eu tot la fel, duminica zic că e. Două babe proaste, asta sunteți amândouă.
Sunt florile astăzi, mamaie, că ești femeie bătrână. Sunt florile sărbătoarei cu cruce roșie în calendar. Puuu, să mă bată Dumnezeu că uitai, dă-mi foc cu parola la cap. Păi eu o să ne bată Dumnezeu pământouă, că și-o am uitat, n-am dat aici. Ce o zice el, mă, mamaie popa, când o afla că ai uitat că e sărbătoare mare? Cu o săptămână înainte de Sfântele Paști. Olele, 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 popa ca popa, dar să nu-i spui lui Maria de la trei, că să râde tot satul de mine. Aoleu. O fi fost și post. S-a ținut post? E postul Paștelui. Tu, că păcătoasă mă ești! Da, post îți arde ție și ție la fel, bățivanco! Da, pe voi nu vă interesează că era ziua mea? Mă cheamă Florina! Sunt o floare! Ești floarea mea cu pața și ochii tăi. Ăsta cum să spaună marcia? Îmi place aici că e răcoare și murături. E moartea mea murăturile. Că cam așa și murăturile tale. Eu din clipa asta, mă auziți, mă? Nu mai vorbesc cu niciunul, gata. Cum să uitați, mă, că aveți o floare în casă? Păcătoase mai suntem, fapt, păcătoasele dracu mai suntem. O floare aveți și o lăsați să o filească. Arrivederci. Hai să o zbengă-i. Încă o dimineață. Sper că e ultima. Încă o dimineață în care, de fapt, încă o zi în care nu o să vorbesc cu niciunul din familia asta. Pentru că a uitat că e ziua mea. Haideți, repede, repede, pregătiți-vă! Am făcut sarmale cu carne de raton! Hai, hai, hai! Florina nici nu o să se aștepte la așa ceva. Da, tată, puneți asta pe cap. Hai, mă, Chiorele, pun-o dracu pe cap! Hai, dracu, că mă grăbesc! Ia, dracu! Am cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Hai, mă, Irina Login, temete cu cântatul, că te să ajungă Florina, taci întâi din gură. Fiți atenți, e petrecere surpriză, că am uitat de ziua ei. Hai, o aduce acum Alexandra. Irina! Hai, mă, Florina, nu mai plânge atât dacă faci gastrită! Cum să nu plâng, făi, Alexandru, cum să nu plâng? Că au uitat de ziua mea! De nume! Hai, mă, Florina, nu mai faci așa, că zici că ești burghiu! Doamne, ia-mă, zici că e bormașină! Cum faci să nu plâng, cum să nu plâng? Hai, fă-i, Florina, la bucătărie să mâncăm ceva, că nu mai pomă roadele, nu mai îndrămoate. Ce dracu facem asta? Hai să mergem, hai să mergem. Hai, hai, hai să mergem, să băgăm așa repede un biftier, că mă roade nu mai pot mâncă. Te împiedicași ca bolovanul, hai să mergem. Dracu de băutură, hai. Gata, liniște, că trebuie să ajungă. Când ajunge, țâpați, faceți... Hello! Hai, zis-mă, la mulți ani! Hai, la mulți ani! Te iubește, Andrei! La mulți ani, fă-i, Florina, fă la mulți ani! Aaaa, ce drăguț! Asta e toate pentru mine, o petrecere surpriză pentru mine! Păi dacă ne-ai venit cu moartea, că nu-ți facem petrecere surpriză, ți-am făcut. Am organizat o petrecere exact așa cum îți place ție, fără multă băutură, fără bețivani, cu discuții inteligente, pentru oameni maturi. Doar pentru tine. Aaaa, ce drăguț! Păi, ce să mai... Înceapă petrecerea! Da, uite, am spus, efectele încălzirii globale nu aduce niciun beneficiu, da. Sunt total de acord, da. Haideți voi, șefașe, ne distrăm sau șefașe, Maișa? Bem sau vorbiți? Are petrecere?
Petră, nu te mai agita atâta, că asta e petrecere de oameni inteligenți, lui Florin așa îi place. Am să fac două ziare, mototol în buzunare. Să văd cine-i lângă mine când am buzunare pline. Draga de ea, s-a făcut țavă de beată. Florina, ce e cu atitudinea asta, că tu nu făceai așa? Ia lasă-mă, dracu, ia de paharul ăla încoa. Florina, ce hai de te comporți așa urât? Duce la bețe, e ca mine, e semen cu mine, fată. Florina, potolește-te, asta e petrecere privată, nu arunca apă pe iubitul meu. Păi chiar și așa. Eu vă piș pe petrecerea voastră, plictisitorilor, că a durat 3 zile ca să faceți petrecerea asta. Mă duc în oraș la altă petrecere, cu noul meu iubit. Noul iubit! Săracu Andrei! Ține de doamne, că cine știe ce pândrălău și-a luat? O să-l bat până o să fugă. V-a plăcut episodul, știu eu. Dați-mă și eu follow pe Instagram dacă v-a plăcut și dacă vă place de mine. z.catalinionuț. Stați aproape că miercurea și vinerea de la ora 6 seara apare episoade noi aici pe canal. Abonați-vă acolo. Pa!